Bună ziua! Pentru astăzi vreau să pregătesc piept de pui. Piept de pui mai special, da? Eu, de exemplu, am luat așa foi pentru copt, da? Ele sunt gata făcute. Dacă nu găsiți, puteți condimentați carnea și la fel puteți puneți înăuntru, da? Aici deja este sare, paprika dulce, condimente, piper și câteva ierburi, da? Doar un pic o să săriesc carnea și o să pun un pic de ulei. Punem în așa foicele. Așa o să eu n-am bătut-o, n-am nimic așa. Și o să pun pe grill, da? Așa. Dumneavoastră puneți condimente după gust, da? Și un pic de ulei de măsline, așa. Eu o să țin carnea la frigider pentru câteva ore. Așa. Tot așa. Este o carne de casă, da, un piept de pui. Și acum o pun direct în folia asta. Dacă nu găsiți oricare folie, iată așa. Îl împachetez. Eu o să dau la rece, da? La frigider. Și pe următoarea la fel. Eu am două bucăți de carne. Nu aveți, puteți puneți și în casă o foaie de copt, da? Dar asta e deja condimentată și tot ce are nevoie. Și o pun la frigider, după care o voi pune pe grătar electric. Iată așa, s-a primit la mine, condimentat. Așa, mi-am încins grătarul. Am mai pus o foaie de copt. Așa. Se vede, da? Și încă una aici. Și o să las pe grătar. Am decis să mai fac încă într-o folie.